Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială, Marius Tucă și eu, la gândul.ro, mariustucă.ro, mișcarea de rezistență.ro, pe Facebook, pe YouTube, practic peste tot și nicăieri. Glumesc. În această seară, Marele Jack este invitatul meu, ușor pot să omorât, probabil că vremea... Nu se pot să omorât. Nu? Așa, pe... Asta mi-a amintit peste tot că era, iată, că ca de obicei, că în deliru, mă rog, Preda. Delirul care? Ăla... Nu Preda. Nu, care? Ăla adevărat, că a tot fost cenzurat, da. Ciopârțit. Tot mereu spun să-mi dai telefonul lui... Da, vi-l dau, uite acum. Băiatul lui Marin Preda. Alexandru, că el e cu drepturile de autor. Da. Să vorbesc, să scot o carte. Să scot delirul ăla. Da. Și acolo, pentru că Preda face mișto de legionari, ei se spuneau că sunt pretutindeni și li se zicea pretutindenari. Așa și noi, suntem pretutindenari. Da, asta îmi place cu posomorât, că n-am mai folosit de mult cuvântul ăsta. Dar apropo este un cuvânt frumos, chiar e literar. Apropo de Marin Preda, de multe ori m-am întrebat, aș putea să vă întreb și pe dumneavoastră, că probabil că literatura pe care a scris-o Ion Cristoiu va fi revaluată la un moment dat, că în timpul vieții mai greu. Însă Marin Preda a cunoscut celebritatea în timpul vieții și nu orice fel de celebritate. Adică la cel mai bine dintre pământeni erau cozi nesfârșite să se cumpere cartea. De unde universalitatea filozofică a ideilor la un scriitor care s-a născut la Siliștea Gomești? Și în general, mari autori, de exemplu Kafka, dacă înțeles că nu părăsise localitatea, ca să zic așa. Când și la Ion Cristoiu, de ce? Când ai zis universalitate, eu am altă viziune asupra lui Preda. Eu cred că înainte de toate, Preda a fost un filozof al istoriei. Asta am zis, filozof. Păi nu, eu mereu am interpretat, am văzut în Moromeții, cât am și scris. Am vrut să zic, cred că n-am zis, da. În Moromeții. Nu, am vrut idei universale, că am vrut să zic și nu, filozofia nu, lor. Deci, da. Deci Moromeții, mereu, deci Moromeții este o filozofie a vieții și anume că ea se regăsește în formula, cred că spre finalul romanului, timpul nu mai are răbdare. Deci eu am considerat întotdeauna pe Ilie Moromete, că filmul a fost prost, ca orice film care se face pe capodoperă, pentru că Ilie Moromete nu era nici țăranul sărac, cum ziceau proiecultiștii, nici înțeleptul, el era un om care nu avea conștiința faptului că timpul nu are răbdare. Adică Preda, el e senin, mai țineți minte, e senin până când și destinul... Are loc de clicul ăla dat nu, de destin. Nu. Este unul dintre cele mai tulburătoare personaje din istoria literaturii universale, pentru că e un om senin, spune glume, pentru că nu știe că între timp e ceea ce se poate întâmpla și cu un om, și cu noi, și cu un personaj, și cu o țară, și cu o lume, se adună. Deci el credea că timpul are răbdare. N-a mai avut. Trebuia să rezolve cu foncire. Adică lasă că o tot amân. Fiecare dintre noi ne iluzionăm. Deci lasă că... Da, vine o vreme că nu mai poți amâna. Au crescut băieții, copiii mari. El... Nu-ți dă seama. Cau la București și așa. Nu, dar am spus în sensul următor. Și finalul ăsta este că, de fapt, el se posomorăște. În momentul în care... Apropo de posomorâre și de faptul că timpul nu mai are răbdare. Și că dintr-o dată... Nici cu noi nu mai are timpul răbdare. Asta voiam să întreb. În momentul ăsta trăim niște vremuri, aș putea spune interesante, ceea ce e și mai rău, trăim niște vremuri sau un timp care nu mai are răbdare, nu? Ceea ce se întâmplă cu omenirea. Da, sau ceea ce am considerat într-un roman, Deliru, care, mă rog, a fost publicat ciuntit la vremea respectivă și eu tot am încercat să-l refac, anume delirul istoriei. Adică delirul a avut un mare succes, că erau pasajele alea despre Mareșalul Antonescu, dar este o mare carte de filozofie a istoriei, pentru că e delirul. E un moment când vine delirul istoriei. Așa și aici. Trăim un delir al istoriei? Da, ca niciodată. Chiar triplu delir. Pentru că avem de-abia am ieșit din pandemie, am intrat într-un război mondial, eu îl consider deja americanii au anunțat zilele acestea că e un război, nu mai e apărarea Ucrainei și cu tare, ci au anunțat că scopul acestui război este înfrângerea Rusiei în așa fel încât ea să nu mai fie textual. Citez din ministrul apărării, șeful
secretarul de stat al apărării. American, da. Da, deci noi zilele acestea am avut confirmat, am avut două mari evenimente care au dat pe față că de fapt am avut de-a face de la început cu un război mondial. Spuneți-le și după aceea ne întoarcem la filozofie, că ați trecut prea repede. Deci, hai să-l vedem. Că asta este și... În primul rând, după am avut o vizită a secretarului de stat pe externe și al șefului Pentagonului la Kiev, pe având drept și având declarații după asta, că scopul înarmării, până în dinți, înarmării Ucrainei, nu este slăbirea deci, Rusiei. Deci, atenție, e foarte important. Până acum s-a spus că era protejarea independenței și suveranității unui stat, atacat de un stat mai mare. Acum s-a spus că scopul înarmării și a ceea ce face Ucraina este ca Rusia să fie slăbită militaricește și economicește în așa fel încât, zic ei, să nu mai facă niciodată. Și mult mai important a avut loc în acea reuniune a 40 de state care depășesc numărul statelor membre NATO, în care au fost și ai noștri, care, la o bază militară din Germania, care au anunțat constituirea oficială a coaliției multinaționale anti-Rusia. Deci, stați un pic, vreau să ne întoarcem la filozofie, dacă îmi dați voie. Da. Apropo de delirul istoric pe care îl trăim astăzi. Și noi, spre deosebire de Moromete, îl conștientizăm. Nu că am fi mai deștepți, dar avem ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani, ce s-a întâmplat în secolul 20. Am avut pandemie. Da? Și uite, astăzi stăteam de vorbă cu cineva care trăiește în Occident, dar care a trăit în România primii 50 de ani ai vieții și se uita cât de speriați erau occidentalii de pandemie și cât de nervoși erau și nu le venea să creadă că au acceptat atât de ușor să li se ia drepturile și libertățile. O temă de-a mea. Păi nu, asta cât zic. Cât de proști eram. A, da. Bun. Noi totuși ne-am răzvătit într-un fel sau altul aici, acolo. Ei au acceptat. Și voiam să vă întreb, apropo, dacă nu cumva timpul de la al doilea război mondial până la începerea pandemiei în 2020 nu a avut prea multă răbdare cu Europa Occidentală în primul rând. Așa este. Nu? A fost, deci, între primul război mondial 1914 și 1870, că atunci a fost ultima război germano-francez, cât a fost vreo 44 de ani, da? Da. Între cele două războaie mondiale, chiar interesant cât a fost puțin, vreo 20 de ani, de, ia să luăm, din 45 până astăzi, cât sunt? Mai multe? Păi asta zic, au trecut. Asta prea mult. Păi asta spun, că au trecut din 45, sunt 70 de ani, nu? 77 de ani. Deci, mă arăstu că au fost 70 de ani care în ultimii 30 de ani, mai ales după victoria capitalismului asupra comunismului, după încheierea războiului rece, a fost o perioadă pe care eu o consider și poate merita o întreagă emisiune de consumerism. Nu, dar chiar din terminul al doilea război mondial. Da, dar hai să spune că vreo 5-6 ani până la reconstrucție, după asta oamenii au început să trăiască bine. Din anii 60, da, să spunem, da? Da. Așa. Până oamenii au început să trăiască comod. Comod. Așa se explică, nu, comod, și așa se explică de ce s-au speriat așa de tare, chiar au fost speriați... Când a început pandemia. În pandemie, da? Și aici este, facem așa un salt, punctul de mare întrebare în legătură cu războiul acesta. Este limpede astăzi, acum, că acest război va mai dura încă 20 de ani, așa cum îl concep americanii. Pentru că până acum se spunea se vor fi negocieri între Ucraina și Rusia și nu știu, se va ajunge la un armisticiu, la o înțelegere, nu? Încă o dată, dacă s-ar fi mers pe această formulă, se termina. Tot veniți foarte repede la război, n-am nimic, vă las că avem suficient timp. E foarte important că e deliriu istoric. Nu, dar ajungem la deliriu istoric și o să vă rog să-mi spuneți care sunt argumentele dumneavoastră care să susțină titlul de pe ecran, adică al treilea război mondial. Asta scrie pe ecranul unde apărăm și noi, din păcate sau din prea fericire.
Acești 75 de ani, da, despre care vorbeam, 70 de ani, 50, 2020, 70 de ani, da, nu mai mult să spunem. Hai să zicem din 1950. Au făcut, și am spus de multe ori, ca să existe și consumerismul despre care vorbesc, să fie liniște și pace. Adică să fie un trai liniștit, un lumea... Europa occidentală a făcut gresime pe burtă din așa toată fost, această așa chestie. Așa a fost înaintea al primul război mondial, când a fost la Belle Époque. Așa cum a fost la Belle Époque. Așa cum a fost și între cele două războaie mondiale. Dacă aș fi catastrofist, aș spune că din când în când Dumnezeu ne atrage atenția că avem nevoie să ni se ia sânge. Pentru ca să schimbi sângele într-un fel sau altul. Da. Că devine bolnav. Dar apropo de pandemie, că vreau să mai stăruim un pic aici. Dom'le, românii și cei din Europa de Est au fost foarte refractari la tot ceea ce a ținut de pandemie. Apropo de drepturi și libertăți. Mai puțin demonstrațiile. Că până la urmă occidentalii au ieșit, că n-au mai rezistat. Dar cei mai supuși din punctul ăsta de vedere au fost cei din Europa Occidentală. Cei din Europa de Est care au avut în plus 50 de ani de comunism. Da, din 1950 până 1990, 40 de ani de comunism. Da, eu o să spun acum un paradox și tu o să te superi. Ca de obicei. O să mă contrazici. Normal. Eu cred că noi am trăit mult mai bine sufletește decât ei. În vremea comunismului. Da. Nu mă supăr, așa este. Adică, dacă ai să... Păi nu exista consumerism. Da. Da. Ne duceam la teatru. La erau cozi. Era cititul, erau la cărți și așa mai departe. E adevărat. Da. Și ne-am trezit cumva în 90 că în ansamblu... Și mult mai important, Marius, că mult mai important, spun un om care chiar vin din vremea respectivă. Mult mai important este felul următor. Nu a existat manipulare. Paradoxal, într-o lume închisă, oamenii s-au îndreptat mai mult către citit și așa mai departe. Nu, chiar dacă nu exista libertate. Nu asta pe de-o parte. Doi, nu a existat manipulare. Dar nici nu putea exista... Nu, stai să-ți explic ce înseamnă. Ce înseamnă? Ce înseamnă? E foarte important. Deci hai să luăm un personaj, da? Un scriitor, da? În vremea respectivă erau scriitori oficiali, mi-ai îmbrăce ce, nu-l pun pe barbu, alții. Care scriau articole din scânteia. Nu, erau ei, da? Da. Asta era ierarhia oficială, da? Poate și a presei comuniste. În afara acestei ierarhii, dublată era o altă ierarhie. Ierarhia subterană. Aia adevărată. Adică în aia adevărată, mă rog, uneori coincidea, Preda era într-o parte, erau scriitori pe care buzura nu era pe primul plan, dar era nu. Deci aia era adevărat. Acum se poate crea cu un scriitor neadevărat, cu o vedetă neadevărată, cu o coțofană, o vedetă. Adică lumea e construită așa. Nu, era influencerii sunt vedetele de astăzi. Nu, era mult mai greu să ne manipulezi, spune încă o dată. Deci încă o dată, las cântăiatele. Nu erau nici mijloace, pentru că diferența între comuniști și acum, și în general, între vremurile de atunci și acum, diferența se face prin mijloacele de comunicare, astea rețelele de care socializare. Care minează adevărul. Da, și care dau valori false și care dau vedete pentru false că tot și așa ce mai dădea, departe. Tot ce dădea, mai ales în ultima parte, tot ce dădea regimul era considerat de noi, de care mai eram așa, sigur, care mai gândeam, pe când acum nu mai poți să disociezi.